Sper că acest video îl voi posta. Violeta, ai fi gata să-l întreții financiar pe Dorin dacă nu ar putea lucra timp de câteva luni? Eu sunt foarte, foarte, foarte dură la acest capitol. Când faci nuntă, Dorin? Nici măcar pe buzeșoarele noastre nu a fost această întrebare. Rească-n așa! Violeta a scris și Dorin galben. Eu, în general, nu cred în cupluri perfecte. Înțelegi? Conform bunelor maniere, vă rugăm frumos să... Așa, Dorin, te rog, tu nu ai dreptul. Mai de busolat acum. Da, de fapt, când Violeta zice asta, eu înțeleg că aș vrea minim 10 copii. Ați avut tentative de despărțire? Dorin n-ar face ceva greșit. Vreau să cred că nu sunt gelos. Drag. Vreau ca fiecare bărbat să aibă parte de o asemenea femeie alături. Salutare, dragi prieteni! Astăzi am pregătit un video deosebit cu un invitat special, mai exact e vorba de iubitul meu, Dorin Galben. Probabil îl cunoașteți datorită proiectului său bine cunoscut în Republica Moldova și nu doar, Fără Protocol. Mulțumesc, mulțumesc că ai venit în premieră, suntem ambii pe canalul meu de YouTube. O metodă perfectă să-mi promovezi interviurile Fără Protocol. Eu. Pentru audiența ta. Ce facem noi azi? Astăzi vom face un video mai deosebit. Vom răspunde în premieră la întrebările pe care ni le-ați adresat voi, unii dintre voi, bine, pe paginile noastre de Instagram, la mine și la tine. Foarte simplu. Am primit multe întrebări, unele se repetă. Voi încerca să selectez așa câteva mai interesante. Eu am foarte multe și erau destul de picante pe alocuri. Pe alea le lăsăm pentru altă dată. Chiar dacă înregistrăm la ora 12. Este ora 12, trecut de miezul nopții și 14 minute. Da, sper că nu se vede pe noi. Care e procedura? Da, fiind faptul că tu ești invitatul meu, voi da tu startul, vei adresa prima întrebare, vom răspunde amândoi, da, dacă e cazul. Uh-huh. Dacă nu, pe cine vizează? Hai să începem! Noi să punem întrebările pe ecran și acolo să vedeți cine este persoana care a adresat întrebarea. Așa că noi să citim doar întrebarea, da? Bine! De cât timp sunteți împreună și cum v-ați cunoscut? Mulțumesc, vă ador! Mulțumim! Suntem împreună de mai bine de 6 ani, mergem spre 7 ani. Da? Confirm? Mergem spre o veșnicie. Nici nu se discută, adică din prima zi am mers spre veșnicie. Așa, și... Cum v-ați cunoscut? Am tot spus-o, mai zicem, la Academia lui Moș Crăciun. Sună mirific, dar pe bune așa a fost. Eu am mers acolo să fac un material pentru ziarul Timpul. Lucram atunci la ziar și Violeta era acolo ofițer de presă, ceva de genul. I-am ajutat, după aia a revenit și ea cu un mesaj anul următor ca să fac încă un material despre scrisorile pe care le scriau copiii pentru Moș Crăciun. Și iată, de acolo s-a început totul. Ca să fim așa mai scurt, eu l-am abordat, nu el pe mine, da? Așa, Mihaela ne întreabă, cum se comportă prietenii la întâlnirile voastre? Mă refer aici la dicție. Se străduie să corespundă? Eu cred că toți oamenii care sunt în preajma Violetei se străduie să corespundă, să vorbească frumos. Eu, cel puțin de când am cunoscut-o, m-am responsabilizat să vorbesc mai clar. Ea vorbește mereu atât de solid, depun, românește. Da. Și nu depune efortul în care... Dar eu trebuie să depun efort ca să mă controlez cum vorbesc. În mod normal, eu pot să mai scap câte o înjurătură, câte ceva. Unii de la alții noi preluăm anumite lucruri fără să vrem de multe ori și se sesizez acest lucru, mai ales atunci când merg în instituțiile de stat, da? Când eu mă adresez lor, ei încearcă să depună efort să vorbească altfel, dar scopul meu nu este să intimidez oamenii. Unii se simt foarte inhibați, poate, nu vor să vorbească pentru că nu vorbesc poate la fel ca mine. Așa, următoarea întrebare. Ce a făcut Violeta de ți-ai dat seama că este aleasa inimii tale? Că ea este aleasa inimii tale. La început a contat că era foarte dezghețată așa și foarte vorbăreață și în momentul în care am început să comunicăm pe Facebook, Facebook, am văzut că scria foarte
bine, cu diacritice, cu virgule la locul lor și am înțeles că și pentru ea a contat asta. Extrem. De asta, la prima vedere, normal, modul cum vorbește, cum arată, cum se comportă, asta te flatează și după aia deja cum gândești, ce spune. Cam tot. Dar uite ce fain sună, pe noi ne-a unit cumva diacriticele, virgulele, nu? Da, în ziua de azi sau pe atunci, da. Cam puțin ne scriau cu diacritice. Noi punem accent. Și corect. Știi cum oamenii de obicei scriu pe Facebook foarte rapid? Da. Și nu prea contează cu diacritice. Nici eu, nici Dorin nu suntem așa. Noi putem verifica un mesaj de 2-3 ori doar ca să-l trimitem corect. Așa sună prea lăudăros. Nu sună, poate e un defect. Mai ai întrebări acolo? Evident. Așa. Vă doriți copii în viitorul apropiat? În viitorul apropiat? Nu. Dar ce înseamnă viitorul apropiat? Nu știu, probabil anul ăsta sau anul viitor. Nu. Noi, în general, ne dorim copii, dar toate la timpul lor. Pentru că e o chestie frumoasă, nu? Este. Dar trebuie să fii pregătit pentru un copil, pentru că e altă responsabilitate. Din mai multe puncte de vedere trebuie să fii pregătit. Adică și financiar, și psihologic, și cumva. Pe unele le-am bifat, dar mai noi nici măcar să... nu suntem căsătoriți, ce copii? Sau nu știu, în ziua de azi mulți fac copii înainte de nuntă. Da, nu e o problemă, adică... Așa, următoarea întrebare. Care a fost prima părere a Violetei despre tine? O, chiar sunt curios. Evident, a fost una bună, pentru că nu l-aș fi abordat. Nu i-aș fi scris, nu aș fi continuat să discut cu el despre reportajele lui, adică eu așa cumva i-am captat atenția spunându-i că am citit reportajele din cadrul ziarului Timp. Și nu a fost așa? Păi da, zic, uite. Ai depus efort. Știu eu cum să captez atenția. Mergem mai departe, următoarea întrebare. V-ați gândit să inițiați vreo afacere comună? Dacă da, care? Cineva care nu știe multe informații despre noi? Vă spunem noi. Avem deja o afacere comună, e vorba de Lavender by Violet. Avem o plantație de lăvânțică, mai exact 6 hectare, în raionul Orhei, satul Crihana. Cineva dintre voi probabil a vizitat acest câmp minunat și deja avem. În viitor, poate vom mai iniția. Am plantat câmpul cu 4 ani și ceva în urmă. Da. Adică noi eram la început de cale, aveam un an și ceva împreună și am zis hai să facem o afacere. Și iată, cumva a ajuns în perioada când putem să avem vizitatori și anul ăsta nu a fost foarte multă lume. Așa, urmez eu. Cum gestionați situațiile în care aveți păreri diferite despre un anumit lucru? Cum ne gestionăm? Discutăm foarte mult. Noi, în general, discutăm în momentul în care apare o problemă, ne-am așezat punctual, ce s-a întâmplat, hai să depănăm. Dar destul de des se întâmplă că noi avem diferite opinii și mi se pare absolut normal într-un cuplu să existe discuții în contradictoriu cu argumente. Pentru că atunci când cineva are mereu dreptate, înseamnă că în cuplul ăla nu prea este o egalitate și nu se respectă opinia celuilalt. Cel puțin asta eu cred. Și eu mereu, asta nu înseamnă că eu nu cedez dacă Violeta mi-aduce argumente foarte bune. Asta voiam să zic, pentru că până la urmă cheia este ca cineva să cedeze sau găsim un punct de mijloc, da, ca să fie bine pentru amândoi. Aveți un buget comun, cum împărțiți cheltuielile? 50 la 50? Nu, n-avem nici, adică buget comun, da, cardurile lui sunt și ale mele și viceversa. Nu avem că astăzi eu am achitat, mâine tu. Nu avem un borcan unde punem banii ca să fie un buget comun. Avem o bancă în care punem cardurile personale, dar banii mei sunt banii Violetei și cum zice ea, invers, adică noi știm fiecare cam ce bani avem, ce câștigăm, de unde câștigăm și de fiecare dată când sunt nevoi și necesități, nu este o problemă. Asta ar fi foarte complicat ca să avem... Deci nu mergem în restaurant sau în vacanță și punem jumătate la jumătate. Eu eram foarte fixată pe un anumit lucru de la bun început, adică în toate relațiile pe care le-am avut, mereu am insistat o bună perioadă de timp să-mi achit singură. Ca ai avut ulterior, multe relații? Nu am avut foarte multe, dar ca ulterior, în caz de să nu iasă tot felul de speculații și că mi-a achitat. Da, Violeta de fiecare dată insistă să achite și ea, sau dacă eu achit o dată într-un local, ea următoarea dată neapărat insistă să achite ea. Câteva obiceiuri care vă irită la partener-partener? Oi, câteva, nici nu știu, da, probabil sunt câteva. Violeta este
perfecționistă, peste măsură. Deci totul să iasă perfect și tot, nu știu, eu cred că e rău în societatea noastră în care trăim, în care trebuie să se miște lucrurile un pic mai repede. Adică perfecționiștii, nu o să-i placă ceva, o să stea migălos acolo și trece viața pe lângă, da, și mulți nervi. Dar eu am zis că, măi, scot anumite, iată, chiar și pe YouTube vorbind conținut, Violeta e atât de pedantă la fiecare aspect, că foarte rar postează. Eu am făcut, am postat. Sper că acest video îl voi posta. Ce alte chestii? Așa, ceva acum nu-mi ies în minte. Mai ai niște neajunsuri de care eu sunt nemulțumit? Eu nu am. De mine zic doar de bine. De tine, pot să spun eu. Apropo, încă un lucru foarte bun. Ea are probleme. Mereu lucrează, mereu ceva nu reușește și nu doarme din cauza asta. Deci stă până la ora 3-4 de noapte. Mai am timp? Eu dorm, deja al treilea vis îl visez. Hai, lasă că merge sportul, tenisul, stai și tu până dimineață. Iată, astea ar fi două chestii. La tine, la mine, ce te deranjează? Mă deranjează faptul că stai prea mult pe rețele, în tot ce în telefon, și tot al doilea aspect legat la fel de telefon e că pot să vorbesc, da, multe lucruri și să-l întreb și el să nu fie concentrat și zic ce ai spus, ce ai mai... Ai zis ceva? Veșnica noastră pe problemă. Și pe mine mă enervează, pentru că atunci când port o discuție, parcă vreau să fie cumva un contact vizual, dar el mereu răspunde cuiva, vorbește la telefon, întrerupe discuția și ulterior revine. Dar, na. Da, eu sunt de acord cu Violeta. Atunci când mai este cineva, încercați să țineți telefonul departe. Și când mergeți să mâncați, să luați cină. Și, da, la masă neapărat. Așa, mergem mai departe. Cu astea ne-am lămurit. Sau mai ai ceva nemulțumit? Nu. Văd cum ai luat rapid. Așa, uite, atenție, ce întrebare. Violeta, ai fi gata să-l întreții financiar pe Dorin dacă nu ar putea lucra timp de câteva luni? Evident, m-aș simți utilă. Eu mă simt utilă să ajut oamenii, pe bune. De ce, așa cum a zis Dorin anterior, că achităm by el, pentru că așa mă simt și eu că am o importanță, mă simt utilă, contribui și eu la ceva. Ce drăguț! Da, și cu siguranță, da, fără discuții. Adică pot să-mi iau liber câteva luni? Da. V-ați gândit vreodată să emigrați? Dacă da, unde? Nu. Noi nu ne-am gândit să emigrăm, nici nu ne dorim acest lucru. Nouă ne place să călătorim, nouă ne place Italia, spre exemplu, dar nu am discutat despre asta. Am discutat că niciodată n-am vrea să fim nevoiți să plecăm. Asta nu înseamnă că dacă ar fi o necesitate, n-am plecat și dacă ar fi situația foarte dificilă în familie. Nu pot spune ce vei face mâine, pentru că ați văzut chiar și cu pandemia aceasta, sunt lucruri imprevizibile care apar, dispar, se schimb între timp. Astăzi trăiești bine financiar, mâine poate nu. Cel puțin n-am avut aceste gânduri. Eu am avut posibilitatea acum câțiva ani în urmă să emigrez cu familia, dar într-un final am parte de părinți foarte deschiși și eu atunci m-am împotrivit, voiam să rămân în Republica Moldova alături de prietenii mei, de tot ceea ce reprezintă casă, bunici, masă și toate alea, și am rămas, nu regret deloc. Nici nu a fost complicat, pentru că atunci când trăiești în mediul tău și îți place, ești fericit și momentan sunt fericită în Republica Moldova. Dacă și o promovez, plecat, încerc să promovez. Ar fi fost mai greu să ne întâlnim, așa că mă bucur. Da, vezi toate lucrurile. Așa, următoarea întrebare. Violeta a privit toate interviurile tale. Prin discuții, pe toate, dar așa, în fața calculatorului sau telefonului, nu pe toate. Adevărul nu e pe toate, pentru că nu toate poate prezintă un interes sporit pentru în mine. În funcție de invitații. Dacă îi pare interesant invitatul, Violeta. Dar despre tot știu câte ceva, așa că... Eu vorbesc mult despre interviurile mele. Ea știe până apare interviul. Și din culise mai știu. Încă o întrebare ce ține de interviurile fără protocol. Va fi vreodată un interviu dat de Violeta lui Dorin? Iarăși cineva care nu a urmărit probabil interviul tău fără protocol. Vă lăsăm link în descriere. Dragă, dar spune cum a fost interviul ăla. Noi l-am înregistrat atunci. Tu erai într-o perioadă destul de dificilă, cel puțin în ziua aia, mi-amintesc.
În general, interviul a fost unul special, deosebit pentru mine și familia mea. A apărut în preajma sărbătorilor de iarnă, asta și a fost scopul, dar, după cum spuneam apropo și anterior, sunt unele lucruri imprevizibile. Fac așa o mică paranteză, eu am început să predau ore de dicție, la mine a venit o elevă, Ana pe nume, și am îndrăgit-o foarte, foarte mult, am legat o relație de prietenie, ea venea de la Bălți, la Chișinău, ca să facă ore de dicție în fiecare joi. Și s-a întâmplat un accident cumplit care s-a soldat cu decesul ei. Exact cu o seară înainte de interviu. Cumva am aflat la ora 10 seara, datorită unui urmăritor de-al meu de pe Instagram, mi-a trimis link și a zis că uite, aceasta este eleva ta de la dicție, și am rămas pur și simplu perplexă. Și na, m-a debusolat foarte mult, nu puteam să amânăm înregistrarea acestui interviu pentru că urma peste două zile să plec în Italia și cumva eram constrânși de timp. Și ce am făcut? Nimic altceva decât să las totul deoparte, după ușă, toate emoțiile, și să fac față tuturor întrebărilor tale. A fost, asta înseamnă jurnalism, da? Vorbeam cu Dorin cu ceva timp în urmă. Nu contează prin ce situație treci, trebuie să faci față cu brio. Întrebare interesantă, dragostea durează 3 ani? Eu cred că dragostea durează exact atâta cât investești în această relație. Pentru că în momentul în care nu mai depui efort ca relația să funcționeze, cred că încetează și dragostea. Nu cred că dragostea durează o anumită perioadă, ea poate să dureze o viață, poate să înceteze după o zi, după ce v-ați căsătorit, după o lună, după un an, după trei, după cinci. Eu încerc, în măsura posibilităților mele, să o ajut pe Violeta să facă ceea ce îi place. Și ei îi place să facă video, ei îi place să facă produse din nevânțică, ei îi place să facă și agricultură, după cum vedeți. Dar în mare parte profesional ar fi vorba de jurnalism. De fiecare dată am susținut-o și acum sunt de părerea că ea trebuie să-și facă o carieră, pentru că este foarte bună, vorbește foarte bine, este extrem de coloră, este cupriză la public și eu vreau ca ea să își dezvolte capacitatea asta. Și în general consider că fiecare femeie, dar și bărbat, trebuie să aibă o activitate care îi place, să o practice și să nu se oprească, pentru că niciodată nu știi ce se întâmplă. Și trebuie să aibă o sursă de venit. Sunt tot felul de situații în viață. De asta eu, în măsura posibilităților, o să te susțin. Mulțumesc, și eu îl susțin. Bine, nouă ne este un pic mai ușor pentru că ambii suntem cumva din domeniul mass media și știm ce înseamnă să stai până la ora 1, 2, de exemplu, să lucrezi. Știm ce înseamnă să câteva zile consecutiv să nu ai ceva liber sau odihnă, pentru că ambii am lucrat la TV, ambii, și eu îl susțin, nu e ușor domeniul pe care l-a ales Dorin, pentru că ești conectat cumva non-stop, nu ai un job fix, dar e plăcut. Dacă îți aduce satisfacție, atunci n-ai cum să nu încurajezi lucrurile frumoase, și ceea ce face Dorin e pur și simplu de admirat și de aplaudat. Wow, cine mai laudă noi reciproc aici? Mergem mai departe, foarte repejor. Ați face împreună o ședință foto de tip nud. Familia Manciu, Olga și Alex au făcut ceva de genul. Nu, eu nu. Tu? Nici eu. O întrebare interesantă. Mia, salut! Spuneți-ne mai multe despre cățelușa voastră. E neadorabilă. Mia se numește cățelușa Violetei, pentru că ea era în familia lor până a venit eu acolo, și e foarte șmecheră. Are o frică nebună de telefoane, pentru că am stresat-o și nu mai vrea să apară în scoare. Deci, vă spun sincer, când vede telefonul, fuge. Se duce și tu mergi de urma ei și merge la ea acasă, adică în căsuța ei. Nu știu ce situație a avut ea, pentru că am speriat-o cu telefonul, dar are un caracter. Apropo, este Akita Inu, rasă japoneză, și este extraordinară, se împacă bine cu copiii, cu cei mici. E rasa aia din filmul Hatiko. Da. Foarte faină. O iubesc și Ani iubește cu siguranță. Așa, Violeta, sunt cazuri când nu-ți plac glumele lui Dorin? Sunt cazuri în care nu înțeleg glumele și poate chiar mă deranjează. Următoarea întrebare. Bună,
cum putem sau cum ne putem înscrie achiziționa cursul de dicție cu Violeta? Ea nu răspunde la mesaj. Trebuia să nu încet. Da, adevărul e că am avut o perioadă foarte încărcată, o și am în continuare și nu am reușit să le răspund tuturor la mesaje, dar cu siguranță voi verifica fiecare mesaj în parte și voi veni cu un răspuns. Pentru alții care vor ore de dicție cu mine, îmi pot scrie în privat pe pagina mea de Instagram Violeta Scrișu sau îmi pot trimite un e-mail dicție cu Violeta Scrișu @gmail.com. Și eu voi, da, e foarte simplu și eu voi veni cu un răspuns. Mulțumesc tare, tare mult! Așa, mai ai întrebări? Da, mai am o întrebare. Ce contează cu adevărat într-o relație? Banalitățile de genul respectul, înțelegerea, comunicarea, da, le punem acolo în coș, pentru că și ele contează, dar în viziunea mea, sinceritatea. Iată, ca omul de lângă tine să fie sincer cu tine și tu la rândul tău să fii sincer cu el și o să funcționeze totul foarte bine. La ce bun comunicare dacă oamenii se mint, da? Și evident de aici vine și respectul și atitudinea frumoasă și tot pachetul. Dar dacă există sinceritate și încredere în cel de-al dată, susținere, da? Exact. Întrebarea care îi macină pe foarte mulți și a fost adresată, cred că, de zeci de ori de la diferite persoane. Când faceți nuntă? Când faci nuntă, Dorin? Hai, spune! Atât e de complicat de spus, dar răspunsul este că nici noi nu știm adevărul, că nici noi nu știm când. De ce? Noi nu amânăm acest eveniment. Ideea e că mai sunt unele lucruri de pus la punct. Suntem maturi amândoi și cumva vedem altfel situația decât am fi văzut-o acum câțiva ani, da? De exemplu, eu îmi doream să mă căsătoresc de vreme pe la 17, 18, 19. Mai ales când l-am cunoscut pe Dorin, instant voiam cumva cât mai rapid să ne căsătorim, dar cu cât a trecut timpul, tot mai mult m-am maturizat și am început să văd căsătoria mult mai complexă și zic, ce folos că îmi pun verigheta și mă căsătoresc și mi-au acel act la o vârstă fragedă, dacă ulterior nu voi avea timp pentru viața profesională, pentru stabilitate financiară și sunt multe alte la pachet. E bine, nu înseamnă că dacă te căsătorești nici n-ai de timp acum pentru astea. Dar, e decizie care fiecare o ia pentru el. Dar noi considerăm că nunta nu este cel mai important lucru în viață. E important să ai o activitate care îți place, să fii pus pe picioare în momentul în care te căsătorești și unul și altul să aibă o carieră și eu vreau ca Violeta să aibă o carieră în jurnalism, în media în general sau poate pe YouTube sau cei ce-i place ei să facă sau cu dicția sau cu tot ce înseamnă Levanțica și produsele din Levanțica și doar după aia să oficializăm relația noastră. Pentru că spre asta mergem. Trebuie să, da, să recunoaștem mai degrabă sau mai târziu oricum o să ne căsătorim, pentru că eu înțeleg că ea este pentru mine, nu știu eu dacă sunt pentru ea, dar voiam să aici vin cu o completare. Atât el cât și eu suntem pentru, am fost din start, adică pentru o idee, dacă nu ne place, nu mai pierdem timpul. Eu în toate relațiile, pe toate le vedeam serioase, cumva cu scopul final de a ajunge la căsătorie. Așa că n-am fi pierdut 6 ani și jumătate, aproape 7, pur și simplu așa. Mai sunt oameni care spun că Violeta abia așteaptă să fie cerută în căsătorie și eu frânez. Nici de cum. E o decizie care se ia de comun acord. Adică noi discutăm foarte mult. Da. Inclusiv despre nuntă și căsătorie. Și cum va fi nunta. Și dacă eu aș fi știut că Violeta vrea cu desăvârșire, da, toată nebunia ei măritată, cu siguranță lucrul ăsta s-ar fi întâmplat de mult. Dar noi discutăm, eu știu ce vrea Violeta, ea știe ce vreau eu și toate la timpul lor. Inclusiv nunta. Violeta visează la o nuntă foarte frumoasă și probabil ea o să fie și atunci când o să fie așteptată de toți, de noi, de rudele noastre și ele deja probabil așteaptă asta. Dar până atunci să reușim să punem la punct câteva chestii.
o să zic cineva cu siguranță în comentarii, da, ei, toată viața ai ceva de făcut, dar trebuie repejor să faci nunta, să faci copii și la așa. La interviul pe care l-am avut, dacă, pe care ți l-am dat ție, cineva a scris că Violeta este carieristă și tot așa. Nu văd nicio problemă, eu mereu am zis-o, sunt și pentru carieră și pentru familie. Dar toate la timpul lor. Vreau să pun mai mult accent pe carieră până a avea o familie, copii, și ulterior mă voi dedica mai mult copiilor, dar și vieții profesionale. Da. Ele sunt într-o armonie. Faptul că te căsătorești nu înseamnă că trebuie neapărat să pui punct carierei și să te dedici doar copiilor sau casei sau soțului ca să se simtă bine. Nu, categoric nu. Noi ne dorim să avem aceeași viață activă și după căsătorie, profesional vorbind. Și eu o să fac tot posibilul ca lucrul ăsta să se întâmple. Așa, încă o întrebare. Mai ai întrebări? Cum reacționați când vă certați? Adică, care sunt cele mai dubioase lucruri spuse sau făcute la nervi? Eu, în general, nu cred în cupluri perfecte, în cupluri care nu se ceartă niciodată și care trăiesc un zen continuu, care nu au nici o neînțelegere. Pentru că eu am impresia că în cuplul ăla cineva este un lider evidențiat și altul mereu tolerează, tace și pleacă capul și nu mi se pare o relație sănătoasă. Dar dacă există doi oameni care au o poziție fermă, e imposibil să nu existe anumite certuri, discuții în contradictoriu și mi se pare absolut normal. Aici se nasc ideile bune, aici se nasc argumentele bune și noi nu suntem cei care ne certăm și ne batem și ne scuipăm și ne înjurăm, nu. Dar la nervi se întâmplă anumite chestii. Când ești deranjat, când mai ai o zi proastă, e important că celălalt știe când să tacă sau când să spună ceva la locul potrivit. Cel mai bine este să te controlezi ca ulterior să nu regreți, de exemplu, anumite acțiuni sau cuvinte spuse așa la nervi. Și n-am avut nicio situație dramatică, urâtă sau chiar să lovim cu pumnul masă sau să fim agresivi, niciunul dintre noi nu este agresiv. Ridică tonul, e adevărat, dar se permite să mai ridicăm tonul atunci când parcă simțim că nu ne facem auziți, dar trece, e trecător, adică cumva... Acum îți imaginezi o ceartă de genul, înțelegi, ce faci? Conform bunelor maniere, vă rugăm frumos să... Așa, Dorin, te rog, tu nu ai dreptul. Așa, aici mai este o precizare cu nunta, vreau să o citesc că este foarte curioasă. O să vă luați naș la nuntă? Te las pe tine să răspunzi. Noi nu ne dorim naș și probabil nu vom avea, mi se pare absolut normal, acum este o practică obișnuită. Eu consider că dacă nu ai pe cineva care ai vrea să-ți fie naș, dar de multe ori eu văd că se întâmplă în felul următor. Cineva își ia de naș cel mai bun prieten și după aia este o concurență nesănătoasă între ei. Se încep certuri, dispute și totul arată foarte urât. Și decât să pierzi un prieten bun, să-l iei de naș și să existe anumite neînțelegeri, mai bine faci fără naș. Dar dacă cineva ne va vrea ca naș, noi vom accepta. Violeta vrea cu tot din adins să fie naș. Nu. Nașă adică, mare. Nu. Trească nașa. Violeta Scrișu. Și Dorin Galben. Așa, vă doriți copii? Dacă câți? Am zis că ne dorim copii, dar câți n-am răspuns. Eu ziceam toată viața mea că vreau un copil și e suficient ca să-l poți întreține și să-i poți asigura studii de calitate și o educație bună. Imaginează-ți viața ta fără Mariana, adică fără o soră. Da, de fapt când Violeta zice asta, eu înțeleg că aș vrea minim 10 copii. Nu, eu cred că dacă ai posibilitate, adică minim 2. Ați înțeles, da? Încă aici n-am adică ajuns la un monitor comun. Adică n-ați înțeles, totul la bureală. Așa, având o domnișoară atât de sexy lângă tine, îi faci crize de gelozie, ești gelos, eu vreau să cred că nu sunt gelos. Adică cel puțin Violeta are toată libertatea pe care și-o dorești, eu am încredere de plină în ea și în general nu aș fi cu o persoană în care n-aș avea încredere pentru că mi se pare că asta consumă prea multă energie, gelozia o consider o chestie nesănătoasă și vreau ca și eu la rândul meu să fiu lăsat să am libertate și să aibă încredere Violeta al mine. Unii poate ar fi sceptici la cele spuse de tine că ai încredere totală în mine. Același lucru zic și eu despre Dorin, că am încredere în el și ar vedea cumva, nu poți avea încredere cam totală. Naiv, da?
dar pe bune așa se întâmplă și nu a fost niciun fel de verificare, de testare. Pur și simplu e de la sine. Am o încredere totală. Sunt absolut convinsă că Dorin n-ar face ceva greșit. Dacă te înșală partenerul, partenera, ai putea ierta? Sau poate ești ok să împarți și cu alții ceea ce ai? Ai ierta infidelitatea? Absolut, am mai zis-o și în interviu. Eu sunt foarte, foarte, foarte dură la acest capitol. Absolut nu. Nu ai vrea să împarți ceea ce ai cu altcineva. Dar mi se pare o gândire din altă epocă. Cum adică să împart? Nu, deci se zice că e gândirea modernă să împarți ceea ce ai cu altcineva. Din punctul meu de vedere, nu. Poate eu am rămas în alte timpuri, dar eu acum te provoc. Eu tot sunt de acord. Eu n-aș ierta infidelitatea. Eu consider că dacă nu mai iubești persoana aia sau dacă vrei să fii sau să faci sex cu altcineva, atunci trebuie să divorțezi sau să te desparți dacă ești într-o relație și să-ți cauzi de treabă și să nu strigi viața a ta și a persoanei de lângă tine. Și în general, eu consider că un bărbat care înșală este un bărbat slab, lipsit de încredere în sine, care vrea în felul ăsta să-și demonstreze lui și altora că este puternic, când de fapt este o coadă de mătură. Ați avut tentative de despărțire? Niciodată! Niciodată! Nici măcar pe buzeșoarele noastre nu a fost această întrebare. Cum vă vedeți la bătrânețe? Vreau să mă bucur de tinerețe și ulterior ne vom gândi la bătrânețe. Da. Mă văd, Dorin așa va fi, doar că mai cărunt, cu mai multe riduri ale expresiei și nu doar deja vârstei, dar la fel de energici și puși pe activitate. Deci Dorin e un motoraj de idei, adică lui tot timpul vrea să facă ceva, nu poate sta locul și nu mi-l imaginez altfel decât așa la bătrânețe. Și același lucru aș putea zice de mine, adică eu nu stau, eu cred că te plictisești și na, eu cred că vom avea o viață activă și nu sedentară. Da, eu ne văd bătrânei moderni. Mm-hmm. Violeta stilată, așa, cu... Ca doamnele alea din Italia. Cu culoare, exact, da, cu poșete. Pe nu știu dacă cu tocuri, da. Cățeluș. În fine, e mult până acolo. Eu prefer să ne trăim cu prezentul și să ne bucurăm de viață aici, acum. Viitorul e atât de departe. Lucrăm mult acum ca să trăim bine la bătrânețe, vorba aia. Așa, și gata, eu nu mai am întrebări. Nu mai ai întrebări nici eu. Le-am epuizat. Mă bucur că am avut această discuție, sper că v-a plăcut și vouă și că am răspuns la întrebările pe care ni le-ați adresat. Dacă mai aveți altele, ni le mai puteți lăsa și dacă am prezentat interes, mai putem face și episodul numărul 2 cu întrebări și răspunsuri. Deja mai desfășurat și da. Întrebări mai picante, mai pipărate. Da? Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube al Violetei. Ea depune foarte mult efort și eu vreau ca acest efort să fie apreciat. Dar și la canalul lui. Peste 100. Și la canalul meu de YouTube. Gabi. Cât ai? 100 și cât? 130.000. Wow! De abonați. Și vă mulțumesc. Wow. Presupun că sunt printre urmăritorii mei cei care s-au uitat la acest video. Dar merită, Dorin. E unul dintre cei mai buni. Mulțumesc că ai venit astăzi. Adică mulțumesc că m-ai primit la tine în studio. Wow, ca să fac un video pentru canalul meu. Eu sper că v-a plăcut și mie mi-a plăcut cum a răspuns Violeta. Eu vreau ca fiecare bărbat să aibă parte de o asemenea femeie alături de el. Eu mă simt un norocos și o să fac tot posibilul ca și Violeta să realizeze în timp că este norocos. Sau poate o realizat? Mulțumesc, asta sigur nu tăim la montaj. Mi-a plăcut, atât de bine ai încheiat totul. Bun, mulțumim foarte mult pentru vizionare și vă dorim toate bune. Până data viitoare. Drag.